Salutare, dragi prieteni! Mă aflu în Istanbul, oraș foarte frumos din Turcia. Sunt într-o zonă centrală, în spatele meu o geamie, este geamia principală. Aici o să vedeți acum că trece tramvaiul. Tramvaiul. Dar tramvaiul acesta seamănă cu metroul din de la noi, adică e asemănător, ori tramvaiul, ori metroul, tot așa arată. Iar nu știu dacă se vede acum bine de la soare, în spatele meu sunt niște vapoare, vaporașe, să zicem așa, nu chiar vapoare, pentru turiști. Iar jos sunt niște vapoare care sunt făcute stil restaurant, adică să mănânc, să servește pește, cine preferă. După cum vedeți, bate vântul, nu știu, aici am înțeles că în România plouă de rupe, aici e vânt foarte puternic. Și ce să vă mai zic, sper că să nu stau în carantină, dar din câte am auzit, o să stau. Am venit pentru câteva zile în Istanbul, nu foarte mult, pentru că am rezolvat niște treburi. N-am venit la mare. Sper să ajungă România la mare, dacă nu se închide sezonul, adică dacă nu se pune carantină. Și cam atât. Sper că vă place ceea ce vedeți. Nu știu, eu nu prea văd foarte bine exact cum se vede, pentru că bate soarele foarte tare, de asta mă și învârt mai mult ca să prind, să se vadă imaginea cât de cât ok. Da, vă salut pe toți și mă întorc duminică în București sau luni. Depinde, să vedem acum cum circulă și autocarele, nu merg cu avionul, pentru că zborurile sunt interzise deocamdată, oprite. Deci singura variantă ar fi autocarul cu care am și venit și cu care m-aș întorc. E frumos, nu e urât, chiar dacă mergi 12 ore cu mașina. Vă salut pe toți, numai bine, pa!